Thank you.
lăudați Domnului, căci peste rege este rege. El vie părinte și el păsul vi-l înțelege. Vă adunați cu tot ce aveți, vă închinați celui ce-n slavă domnește. Slavă dați Domnului celui ce totul conduce. El ca pe aripi de vulturi v-a dus și vă duce. El v-a ținut pentru că așa i-a plăcut, pace în inimi v-a duce. Slavă dați Domnului pentru iubirea lui mare, de care nimeni ne despărți nu e în stare, căci Dumnezeu ce are. Lăudați Domnului printr-o trăire curată. Suntem în seara aceasta în fața lui Dumnezeu, adunați în părtășie cu Duhului cel Sfânt, într-o stare de închinare, la o seară specială. Este tradițional în biserica noastră ca la fiecare început de an școlar să avem un serviciu de binecuvântare al profesorilor, al corpului profesoral și al școlii academice Logos și al școlii de muzică. Dar în anul acesta, în mod special, sărbătorim 20 de ani de existență și este ceva deosebit. Aș vrea să vă aduc aminte că, după un deceniu de existență, biserica aceasta a dat naștere școlii. Atunci când avea 11 ani, a dat naștere acestei școli și de atunci coexistă. Și este o lucrare pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu roadă, cu greutăți, cu încercări, cu bucurii și cu tristeți, dar mai presus de orice cu părtășia Duhului Său cel Sfânt. Și în seara aceasta de aceea suntem adunați, în primul și în primul rând, ca să-L binecuvântăm, să-L slăvim, să ne închinăm Creatorului care ne-a ajutat până acum și ca să-I cerem să ne binecuvânteze în continuare, să cerem acest ajutor Domnului. Doamne Tată Sfânt, la Tine venim, ne umilim pentru că înțelegem
într-o oarecare măsură, cât de bun ai fost cu noi. Te rugăm să ne mărești această înțelegere. Am dorit ca în seara aceasta și în tot restul zilelor vieții noastre să te lăudăm cu această înțelegere crescândă a bunătății pe care ai revărsat-o față de noi, a costului pe care l-ai plătit ca să poți să fii bun cu noi, a lucrurilor minunate pe care le-ai pregătit pentru noi, a planului extraordinar pe care l-ai pentru noi și pentru casele noastre, dacă suntem ascultători. Te lăudăm de aceea în seara aceasta pentru toate aceste binecuvântări extraordinare și te rugăm să le lași să vină din nou încă un an și încă un an asupra noastră, să ne faci roditori în continuare, să faci biserica aceasta roditoare în continuare, amin, să faci școala de muzică roditoare, amin, școala academică, Doamne. Toate școlile creștine, suntem așa de privilegiați să avem încă în țara aceasta școli creștine. Sunt din ce în ce mai copleșit de privilegiul acesta și doresc în seara aceasta în mod special să-ți mulțumesc și să te rog să îngădui ca în continuare școlile creștine, slujirile creștine, bisericile sfinte care se adună în numele Domnului Iisus să facă progres în continuare. Amin. Ți-aducem închinarea noastră și te rugăm să rămâi cu noi, să ne binecuvintezi, amin, pe noi ca și corp profesoral și pe toți de aici ca părinți, ca frați credincioși care dorim binele lucrării Domnului Iisus. În numele Lui, pentru slava Lui, pentru frumusețea Lui, pentru gloria și meritele Lui, te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi la Psalmul 118. Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine. Se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează! Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne unim astăzi inimile și glasurile și gândurile ca să lăudăm pe Domnul pentru că este bun, pentru că este credincios, pentru că îndurarea Lui ține din veșnicie în veșnicie și credincioșia Lui din generație în generație. Ne bucurăm cu toți ce se bucură astăzi în Domnul. Lăudați să fie în numele Domnului. Haideți să, așa cum am zis, așa cum am îndemnat, să ne unim inimile și vocile într-o cântare spre slava Domnului cu toată congregația.
Și înainte de această cântare, aș vrea să vă spun că există și un serviciu de traducere. We have a translation service for those that do not understand Romanian. And I would like you at this time to raise your hand if you need a translator device. Okay, there is one over there. And one over here. Okay. That brother over there will bring you a device, right? Thank you. Lui mă-ncred și-l salvez necurmat. Blând și măreț suferim pe calvar, peste toți harul și-a revărsat. Domnul e sfânt și vrednic de slavă, mare și drept în dragostea sa. Toți într-un glas să-l laude pe Domnul, să strige în cor ce mare și drept, lui mă-ncred și slăvesc necurmat. Blând și măreț suferim pe calvar, peste toți harul și-a revărsat. Domnul e sfânt și vrednic de slavă, mare și drept e-n dragostea sa. Toți într-un glas să-l laude pe Domnul, să strige în cor ce mare ești, ce mare ești. Domnul e sfânt și vrednic de slavă, mare și drept în dragostea sa. Toți într-un glas să-l laude pe Domnul, să strige în cor ce mare ești, ce mare ești. Domnul să vă binecuvânteze pe toți care ați venit la Casa Domnului, ca să aduceți închinare Domnului împreună cu Biserica Domnului de aici, cu Școala de Muzică, Logos Christian, Logos School of Music, și cu Școala Academică, Logos Christian Academy. Toți suntem recunoscători Domnului pentru că, așa cum am citit în cuvântul Domnului, Domnul este bun, pentru că El este credincios, pentru că dreapta Domnului câștigă biruința. Și dacă am ajuns până la momentul acesta cu biserica și cu școlile, am ajuns pentru că este adevărat că dreapta Domnului câștigă biruința. În serviciul acesta vom lăuda pe Domnul prin cântări și vom lăuda pe Domnul mărturisind despre bunătatea și credincioșia Lui manifestată față de noi. Vom avea astfel de mărturii din partea unor părinți ai căror copii au fost în școală, din partea unor elevi, foști elevi ai școlii acesteia, din partea unor frați, surori care sunt cadre didactice la școală. Toți vom face același lucru. Toți vom lăuda pe Domnul prin mărturiile noastre, așa cum zice din nou, așa cum zice cuvântul pe care l-am citit, casa lui Israel să zică
căci în veac ține îndurarea Lui. Și toți vom face lucrul acesta. Vom mărturisi despre îndurarea și credincioșia Domnului. Împreună cu cântările pe care le vom înălța pentru slava Domnului. Acum vom mai lăuda pe Domnul cu... Ansamblul muzical va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care fratele Daniel Opriș va depune o mărturie pentru slava Domnului, apoi din nou ansamblul muzical și apoi fratele Mike Kium va avea și el o mărturie. Cum aș putea să vă spun în câteva cuvinte cum Domnul s-a îndurat de casa mea și de copiii mei și că, așa cum psalmistul spunea, în veac ține îndurarea Lui și aș vrea ca această îndurare să țină și pentru mine și casa mea și pentru toți copiii care au fost în școlile creștine în țara aceasta. Am venit în țara aceasta cu mulți ani în urmă. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii. Pe vremea aceea locuiam în mijlocul Chicago-le. Copiii au crescut, trebuie să-i dau la școală și cum ei erau învățați ca de niște părinți credincioși, temători de Dumnezeu, cum se comportă. Erau sub ocrotirea lui Dumnezeu în familia noastră, erau sub ocrotirea bisericii în care eram, Logos. Dar a trebuit să-i dau la școală și acolo nu mai erau ocrotiți. Dumnezeu spune că îi va ocroti și așa a spus că El va fi, dar ei erau neîncercați, ei erau copii care trebuia să intre în viață și s-au întâmplat cu probleme care eu nu m-am așteptat când am venit în țara aceasta. Știam că prin anii
60, 50, 60, școlile publice din țara aceasta se începea cu rugăciune. Și dintr-o dată se aud că nu se mai roagă copiii în școală. Rani, copilul meu cel mai mare, era în clasa întâia. Și el, cum era învățat, când era timpul de lunch, el punea mâncare pe masă și începea să se roage. Și atunci copiii au început să râdă. Profesorul i-a spus, nu e aici locul să faci lucrul acesta. Și avem copilul acasă, plângea și nu știa ce să creadă. În biserică învăța un lucru, acasă un lucru și la școală alt lucru. Și atunci Dumnezeu ne-a ajutat ca să ne mutăm din zona aceea și fără să știm, ne-am mutat în Schaumburg. Și bucuria noastră, că am auzit că Schaumburg are o școală creștină minunată. Și copiii noștri erau foarte entuziasmați și mai ales când am intrat prima dată pe porțile, pe ușile acestei școli, a spus, așa ceva am dorit și noi. Acolo profesorii, să știți că au fost niște profesori ca părinți credincioși spirituali. Ce învățau acasă cu părinții, copiii, se duceau acolo și părinții spirituali erau așa de implicați în sufletul și duhul lor ca să fie, să crească și știți ce să devină acești copii? Oameni noi, oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, salvați, mântuiți și ca să se îndure de ei, așa cum spunea psalmistul. Ne-a binecuvântat în multe feluri. Pentru mine a fost problema financiară. N-am putut să plătesc pentru ei. Nici n-am avut banii aceștia. 12 ani se țin în școală și banii aceștia nu i-am avut. Dar m-am rugat. Așa am văzut eu la mama mea și la cum ea se ruga când nu avea un lucru sau când îl cerea cu credință. M-am rugat și Dumnezeu mi-a dat toți banii. N-am fost niciodată în urmă cu payment, să zic, Doamne, nu am să plătesc. Așa s-a îndurat întotdeauna și îi mulțumesc pentru lucrul acesta. De aceea vreau să spun, au fost binecuvântați în multe feluri. Academic. Mă bucur de ei într-un mod minunat. Mă bucur de ei că au învățat muzică. Mă bucur că de ei că au avut un anturaj unde au putut să practice sport. Mă bucur de ei pentru că au făcut o legătură și o punte între Biserica Românească Logos cu Biserica Schaumburg. Și erau entuziasmați și era o plăcere să întâlnească cei de la Logos cu cei de la Schaumburg. O legătură frățească. Dumnezeu vrea ca copiii noștri care ne-a dat să-i dăm înapoi. În ei există, așa cum există și noi, o comoară ascunsă, un suflet care Dumnezeu vrea să-l aibă pentru el. L-a dat pe Fiul Său ca să moară pentru toți oamenii. Și Dumnezeu ne-a dat copiii aceștia ca să fie salvați, mântuiți și să fie ai Lui pentru veșnicie și să-L lăudăm pe Dumnezeu totdeauna. Și doresc, dacă sunteți în preajma acestei biserici Logos, gândiți-vă că copiii aceștia sunt copiii care trebuie să, mai ales dacă sunteți credincioși. Biserica Schaumburg a avut foarte mulți necredincioși, dar acolo mulți copii se duceau acasă la părinți care erau necredincioși, se duceau și spus, mamă, tată, eu trebuie să mă rog. Când se ducea la culcare, se ruga, când mergea să mănânce, se ruga. Și au venit părinții și i-au primit pe Dumnezeu și familii întregi s-au pocăit. Și așa Dumnezeu ne-a chemat să fim sare și lumină. Și dacă sunteți în preajma acestei biserici sau școală Logos, nu vă gândiți că nu aveți cu ce plăti fraților sau prieteni care sunteți aici. Spuneți lui Dumnezeu pentru că vrei să-L dai și să fie a lui Dumnezeu copilul acesta și El se va îngriji. E promisiunea Lui.
Și dacă sunteți în altă parte, prin suburbii, căutați școli creștine și vă va înțelege. Sunt sigur de lucrul acesta. Ei vă vor ajuta și merge și vă spune: vreau să fie un copil al lui Dumnezeu, vreau să fie salvat, vreau să fie smuls din lumea aceasta care va pieri și va arde cu foc. Și apoi să știți un lucru care e un avertisment acum, pentru că diavolul a scos o tehnologie că dacă îi creștem în școli creștine, ei vor fi, le-a dat în mână tot felul de lucruri electronice și îi captivează. Dar să știți, dacă puneți cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu e mai tare decât tot ce este în lume și tot ce diavolul a făcut pentru omenirea. Și Dumnezeu este credincios și va face lucrul acesta pentru că a promis că va fi cu noi până la capăt. Amin.
Many of you know my educational background with Logos Christian Academy, formerly known Norwood Park Christian School, as an alum, and I was asked to say something about Christian education in general. This is traditionally a yearly event that becomes bothersome to many. Well, tonight I hope to bother you even more, and I hope to bother you so much that you realize the importance of education in your child's life. But I intend to do this in a non-traditional way. Some of you may know that orthopedics involves treating musculoskeletal disorder using both surgical and non-surgical means. And it comes from two words, orthos, which means to straighten or correct, and pediatrics, or in children. And our symbol is straightening up a tree and to make it to grow straight. And a common emergency room call for an orthopedic surgeon might look something like this, where they say, can you please come look at this child's forearm? We think there is a fracture. And although this is a commonly seen fracture pattern, to the untrained eye and the one that's not knowledgeable, they may think, oh, this is a simple fracture. Just pull it straight out, put some immobilization on it, and it'll grow fine. And this is not the case. Even though it is a common injury, it is not as easily managed. In fact, surgical intervention may be needed a lot of the times. Now, if this was your 10-year-old child who had this injury, how would you react to the following scenario? The surgeon who's eliciting your parental consent for the surgery tells you that he doesn't see well and that he prefers to operate with no lighting in the operating room. He hasn't performed this surgery in a well-lit environment ever, but he has previously performed these surgeries in the dark, and so you shouldn't be worried. Moreover, in order to make this a surgery free of cost to you as a parent, they're going to be using unsterile instruments in the OR. It's needless to say, and I hear some of you chuckling, it's needless to say that you would take your child, run away from that hospital, and go somewhere else. Somewhere where they operate in the light, where the surgeon not only has experience in treating that fracture, but can also see, and where instrumentation has been thoroughly sterilized and sterile technique is used. After all, this is your child, the most important thing you have, and it's their forearm. If this is the importance that is placed on the physical health of your child, how much more important is the spiritual health? Unfortunately, many Christians feel that the cost of a Christian school education is too much. How much would you pay to have your child's forearm straightened properly? Actually, this argument stems probably from the belief that a Christian education is not absolutely necessary. You think that despite the unsterile environment and the high rate of infection and the inadequate management of your child will get along despite the odds in the public school system. It's good enough is the argument when it comes to the world's education system. The system that is free is infected and is filled with teachers who live in darkness and who do not operate in the light. One blind person leading another. These teachers, even with the best intentions, cannot correct and straighten a child when needed because they just don't know the way. They do not have the light of Jesus, and they don't walk in the light. The child is spending 8 hours every day under the guidance of those who are under Satan's supervision. That's ultimately what it boils down to. Much more common than the physical injuries that can befall children during their development is the continual need for spiritual correction and straightening of their soul that is appropriate on a day-to-day basis. How can these teachers straighten and correct the child on a daily basis when they themselves live in darkness and have never operated in the light? And when proper correction does not take place, this is what happens. As a parent, you will go to great lengths and pay any sum to benefit your child's health to avoid this. An investment for 70 years, maybe 100,
and then your children too will die. Such a great investment for such a short period of time, right? What about the investment for the eternity of their souls? And the truth is, by the time your child's soul looks like this, and he took the slide off, and this is the deformity, it may be too late to correct spiritually. This deformity doesn't happen overnight. It is a little angular deformity here and there that goes uncorrected and then grows as the child grows and develops into this unsightly limb. Now, some might say regarding education opportunities, some Christian schools don't have the assets and facilities. They don't have the home economics workshops for my daughter. They don't have the woodworking workshop for my son. At least this was the case when I was in school. Yes, they may not have these, but they have the soul of your child in their attention all day, every day, Monday through Friday, and that is most important. The public school system doesn't have that. And while I'm stressing the point to you that the soul is more important, I don't want some to feel that a Christian education will sacrifice knowledge. These are not mutually exclusive. In fact, the education that a child can receive will go much further than learning material. It will go into learning a way of life. I can easily, if there's any question about the education a child can receive at a Christian school, I can easily give examples of other people who have succeeded having received a Christian education, but for the sake of time, I'll share my experience and three things that I learned while in Christian school. I obtained a sound foundation in truth. I knew what I believed and why by the time I got to college. I learned discipline, and this is also true for sports, by the way, which can help direct time away from useless activities or even deleterious ones such as drugs. And I also learned that God deserves my best, and I learned to honor him. And when I was in med school and others resorted to drugs that increased their attention and learning capacity, I chose to honor God, and he honored that. I vowed to never miss Sunday church, no matter how much studying I needed to do, even during the intense and difficult testing weeks, because I learned to honor him, and he honored that. And looking back, I know that there are many who would give up an arm and a leg, as they say, to have the opportunities that I have. This has been a long-held aspiration of mine to be where I am and in one of the most sought-after medical specialties out there. And I am where I am because of God's goodness and because of the education I received, not in spite of it. So if you think that a Christian education is not good enough for your child because it doesn't offer the so-called opportunities elsewhere, think again. There is more to it than meets the eye. And if you think that the price of a Christian education is too high, think again. You'd gladly spend much more, if it was your child's physical health, right? And if you think that the mundane straightening and aligning of your child's spirit and soul is adequately handled daily by those who are themselves blinded by Satan, inexperienced in what the Bible teaches regarding the education of a child, and by those who don't walk in the light of truth, think again. You may be in for a disturbing surprise. Vom asculta acum din nou ansamblul muzical, lăudând pe Domnul, și apoi doi membri ai comitetului școlii vor depune mărturia lor, fratele Jean-Paul Sinitean și fratele Valentin Gabor. Vreau să vă provoc la ceva. Se pare că nu cântă bine. Se pare că nu ating inimile noastre.
că dacă ne-ar atinge inimile la sfârșit, am spune cu toți așa un amin care să bubuie sala, așa-i? Și acum vreau să vă întreb, au lăudat pe Domnul până acum cu cântările lor? Da, dacă sunteți de acord, spuneți amin. Au lăudat pe Domnul? Amin. Amin. Așa vreau să aud în sfârșitul fiecarei cântări. Amin. Thank you.
Sunt într-o dilemă. Pe de o parte, parcă mă simt ca un elev scos la tablă și care nu știe lecția sau care primește extemporal și și-o uita fițuica. Scuze, în școli creștine nu se vorbește despre fițui și alte. Pe de o parte, aș putea să spun și de din postura de acel care am fost anul trecut când cum știu eu, aproape jumătate sau mulți, în sfârșit, Stelu știe mai bine, care din acest grup de artiști au fost cu mine și a fost în Europa. Și n-a fost chiar ușor, probabil că ăla a fost examenul de diaconat când ai avut 78 în grijă. Și mulțumesc, Domnul, că nu i-am pierdut pe niciunul, mai puțin unul, pe Isaac, și dar a fost găsit. Pe de altă parte, parcă aș putea să zic de, că din postura de părinte, încă anul ăsta mai pot spune că mai am încă pe cineva, ultimul an, când după care va absolvi, dacă nu, cumva nevasta îmi va face surprize să înfieze pe cineva. Dar am fost îndrumat să spun ca și un membru din bordul școlii. Probabil că cea mai grea misiune din toate funcțiile ce le-am sau sarcine ce le-am primit aici, una dintre cele mai grele când ești la mijloc, când și cei din administrație dau încolo și comitetul mare tot încolo și atunci ești cumva la mijloc și n-ai scăpare. Pe de altă parte și fiind în sarcina mea să vorbesc și cu părinți și mai ales cu cei care sunt răi platnici, să știți că nu e fan deloc. Cel mai mult cred că ar trebui să vă citesc atunci din manualul manualelor două versete care sunt pentru mine și mai ales pentru dascălii noștri de aici, de la școală, care merită toată considerația și lauda noastră și aprecierea noastră. Nu este ușor deloc să fii profesor, învățător, cu atâția tineri și știți cum sunt, mai ales din ziua de azi, în cel mai bun termen poți să le spui că sunt needucați, dar de acolo poți să îi numești oricum, care de multe ori nu sunt apreciați așa cum se cuvine și mai ales nu sunt răsplătiți, mai ales material. Și mă rog Domnului ca El, atât lor, atât pastorilor și celor din bord și celor care slujesc, să dea energie ca să ducă mai departe toată această lucrare la care am fost chemați. Primul este din Ecleziastul 11. Nu știu dacă cineva v-a mai spus acest verset să se potrivească la o astfel de ocazie, care spune așa: aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt. Șapte, opt, ei au uneori 20-30 de copii într-o clasă și să știți că nu e bine. Uneori noi ne plângem că avem 2-3 și câte probleme ne fac, dar ei care au atâția. Și mai ales, uitați ce ne spune în continuare, că nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Asta este slujba lor și a noastră împreună, să-i sprijinim pe ei, să aducem o salvare acestei comunități, în primul rând, bisericii care să aibă viitor prin ei. De asemenea, un verset cu care vreau să închei este în Evrei, care spune așa: să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă o dată vă pot spune, uitați-vă înainte la ce v-a făgăduit Dumnezeu. Va veni vremea când unea va spune: rob bun și credincios,
Ai fost în puține lucruri, vino și ia în stăpânire mai mult. Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Bordul școlii nu este o lucrare la care mult se înghesuie și probabil unul dintre motive este că nu este așa vizibilă, este o lucrare mai din umbră. Și cei mai mulți dintre dumneavoastră nici n-a știut că există un bord al școlii. Și într-un fel e bine lucrul acesta, dar în momentul în care există un neajuns, în momentul în care se întâmplă ceva, să vedeți cum strigați, unde-i bordul, unde-i bordul, ce-a făcut bordul? Vreau să spun că este un har să poți să iei uneori pe umerii tăi unele probleme ca cei care sunt destinați de Dumnezeu ca și profesori și învățători să poată să concentreze la slujba lor. Am spus că bordul școlii nu e ceva de dorit, nu mult se înghesuie, pentru că uneori avem de rezolvat probleme, de exemplu, să balansăm bugetul, o problemă care durează ore, ore, de multe ori, la două, la trei noapte ne-am dus acasă. Un profesor nedreptățit, un părinte nemulțumit, toate sunt lucrurile, astfel de lucruri ajung la bord și avem nevoie să le rezolvăm. În Southern Baptist există o vorbă, zice că dacă o biserică nu are probleme, să-și deschidă o școală. Mark Twain spune așa, când deschizi o școală, închizi o închisoare. Aș vrea să spun despre, cred că atunci când deschizi o școală creștină, de fapt, deschizi ușa cerului pentru copii. Amin. Și dincolo de eforturile astea, dincolo de frustrările pe care le avem uneori, dincolo de neînțelegerea pe care o avem uneori de la cei care ar trebui mai tare să ne înțeleagă, avem o chemare. Avem o chemare să fim slujitori. Și Dumnezeu ne-a găsit vrednici să fim parte din lucrarea Lui. În diferite capacități. Și prin harul Lui, acesta este al 20-lea an de când școala aceasta există și ne ancorăm în nădejdea aceasta că ce Dumnezeu a început va duce la bun sfârșit. Și dincolo de pregătirea academică, care vrem mereu și mereu să o sprijinim și să o împingem înainte, să fie pregătirea pentru eternitate. Și dau slavă Domnului pentru mulți tineri din adunarea noastră, din alte adunări care au trecut prin această școală și l-au mărturisit pe Domnul ca mântuitor al lor. Pe lângă aceasta, avem o listă pentru cei care sunt mai mult interesați de realizările academice. Avem o listă de elevii școlii care au rezultate deosebite în viață, cu cariera lor și dăm slavă Domnului și pentru aceasta. Îndemnul meu pentru fiecare dintre dumneavoastră să aduceți în rugăciunea voastră, în rugăciunile dumneavoastră și bordul școlii uneori. Avem nevoie de înțelepciune. Avem nevoie să lăsăm ca Duhul Dumnezeu să lucreze. Că de multe ori în dorința de a rezolva problemele ne simțim legat de mâini. Avem nevoie ca înțelepciunea lui Dumnezeu, Duhul lui să ne călăuzească în tot adevărul ca să putem să ducem lucrarea aceasta la care ne-a chemat pe noi. Pe noi și pe dumneavoastră la fel. Amin. Ansamblul muzical va slăvi din nou pe Domnul cu o cântare și apoi sora Cristina Murg din partea corpului profesoral încă o cântare spre slava Domnului, din nou ansamblul și apoi o altă reprezentantă a corpului profesoral, sora Claudia Gabor, vor mărturisi despre experiența lor și despre credincioșia lui Dumnezeu față de ei.
pace. Vreau să încep cu un verset din Psalmul 103, care spune: binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui, binecuvântează suflete pe Domnul. Și sunt convinsă că toți care suntem aici ne-am adunat ca să binecuvântăm pe Domnul pentru lucrările Lui. Și în seara aceasta am ales una din ele, care este lucrarea școlii. Sunt multe lucruri pe care Domnul le-a făcut pentru noi. Eu nu pot să vă dau decât gândurile mele personale și felul cum înțeleg și văd eu lucrarea aceasta și experiența mea personală cu ea. Dar cred că și asta ne poate ajuta atunci când împărtășim gândurile noastre, ne ajutăm unii pe alții ca să apreciem mai bine ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Și o să încep cu ceva foarte personal și onest. N-am dorit și n-am plănuit să lucrez în școală. Când a început școala, aveam copii de vârstă preșcolară și înțelegerea mea cu privire la educația lor era că cel mai bine ar fi fost să-i țin acasă pentru homeschooling. Am agreat cu destulă dificultate să las pe Irina și pe Maria să meargă în clasa 1 la școala creștină, sperând totuși să pot să rămân acasă cu ceilalți. Însă după o anumită perioadă, Laurențiu mi-a spus că ar avea nevoie să-l ajut la una dintre clase. Și asta ar fi însemnat să renunț cu totul la homeschooling-ul pe care îl mai făceam acasă cu ceilalți copii. Mi-a fost foarte greu să iau hotărârea să merg la școală și felul în care Dumnezeu mi-a vorbit la vremea respectivă a fost prin un cuvânt din Cartea Esterei, unde Mardoheu îi spune Esterei, o avertizează să nu se creadă la adăpost în casa împăratului atunci când poporul are nevoie de ajutorul ei. Acum, știu că s-ar putea interpretarea mea să fie puțin, cum să spun eu, stretching, puțin, să vi se pară puțin ciudată, dar pentru mine Duhul Domnului mi-a vorbit la vremea respectivă și așa cum eu vedeam homeschooling un loc de adăpost pentru copiii mei, mi-a spus: locul ăsta de adăpost nu este destul de bun pentru casa ta dacă poporul Domnului n-are un loc de adăpost pentru copiii lor. Și mi-a spus: binele tău depinde de binele poporului. Și asta a fost primul lucru care l-am învățat în școala aceasta creștină, că binele familiei mele nu este un bine personal, ci depinde de binele întregului popor al Domnului. Și este adevărat, Dumnezeu mi-a făcut mult bine, școala a fost o binecuvântare pentru mine și continuă să fie o binecuvântare. Și de multe ori când mă gândesc la școală, mi se pare că este efectiv un loc în care ne binecuvântăm unii pe alții cu binecuvântările Domnului. Aș vrea să mă înțelegeți, profesorii binecuvântează părinții ținându-le locul. Părinții binecuvântează profesorii cu resursele pe care le câștigă din munca lor, care nu-i ușoară. Profesorii binecuvântează copiii, crescându-i în frica Domnului, dându-le adevărata știință și rugându-se pentru ei. Și copiii binecuvântează profesorii, cu dragostea lor, pentru că sunt copii iubitori și sunt plăcuți și... Nu numai atât, dar ne și binecuvintează profesorii, făcându-ne să-L căutăm pe Domnul mai mult decât l-am căutat fără ei. Acum, tot belșugul ăsta de binecuvântări pe care îl primim, mă gândesc că toate au fost plătite cu sângele Domnului Iisus. Și asta este o mare, cum să vă spun, este pentru mine un mare stimulant de a lăuda pe Domnul și de a-L aprecia pentru ce a făcut pentru noi. Și tot în școală văd o oportunitate ca să ducem Evanghelia mai departe. Biserica are foarte multe feluri în care poate să ducă Evanghelia mai departe. Pentru mine personal, dar nu cred că numai pentru mine personal, cred că și pentru întreaga biserică, lucrarea asta este un fel de a duce Evanghelia mai departe. Lucrarea asta nu este lucrarea mea și nu este lucrarea niciunui profesor. Este lucrarea pe care Domnul Iisus a dat-o bisericii noastre. Și eu sunt foarte mulțumitoare, spun în fața dumneavoastră, și pentru ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Și mă gândesc tot mai mult la credincioșia de-a lungul anilor, acelor care au făcut să ajungă Evanghelia până la mine în 1991.
Și aș vrea să pot să fac ceva să ajungă Evanghelia mai departe și la cealaltă generație. Copiii aceștia nu cresc într-o societate la fel ca în cea în care am crescut noi. Eu n-am fost credincioasă în România, știu că a fost persecuție împotriva credincioșilor, dar virtutea era apreciată. Copiii aceștia nu mai cresc într-o societate cu tradiție creștină, nici măcar cu tradiție, este o societate post-creștină, așa cum se numește ea. Și în societatea aceasta păcatul nu că este prezent, păcatul este agresiv, este, copiii noștri sunt supuși unui torent de murdărie și păcatul este sărbătorit, cum să vă spun, din ceea ce văd eu, că lucrurile la care sunt supuși proprii mei copii prin toată tehnologia de care vorbea și fratele Opri și mă gândesc că și în școli și ceea ce citiți la news, în politică, este absolut clar că este o acțiune agresivă a celui rău împotriva copiilor noștri. Și eu cred că și noi trebuie să fim la fel de activi în a-i pregăti pentru lumea aceasta și în a contracara această schimbare a societății. Acum, Domnul a dat bisericii noastre prin școală mulți copii, dacă vă uitați. Domnul a dat mulți copii și în familia mea și din experiență personală știu că oriunde sunt copii, copiii consumă, copiii strică, tot aceiași copii murdăresc, dar asta nu este tot ce fac. Și lucrurile astea care ne deranjează și ne incomodează sunt niște lucruri temporare. În timp ce fac lucrurile astea, în același timp ne frumusețează viața, ne fac vii, ne țin tineri, ne binecuvântează. Și bineînțeles, creșterea lor și într-o școală creștină este o creștere cu cheltuială. Dar toți care suntem părinți, înțelegem cuvântul care îl spune Apostolul Pavel când zice: eu voi da prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui chiar pe mine însumi pentru sufletele voastre. Și aș vrea ca Domnul să ne dea putere să fie în noi gândul Domnului Iisus care s-a cheltuit cu totul pentru noi, pentru această generație. Și mai am un singur gând să-l las cu dumneavoastră. Aș vrea să vă, când mă gândiți la școala asta ca biserică, să vă gândiți ca la un lucru de laudă în Domnul, pentru că în școala asta, în biserică, în familiile noastre, eu cred că Dumnezeu ne-a dat cu asupra de măsură tot ce avem nevoie ca să creștem copiii drept și curat în frica Domnului. Nu spun că noi ca și familie sau ca și biserică, poate ca și școală, facem lucrurile perfecte pe măsura darului lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a dat tot ce este nevoie pentru ca acești copii să crească drept în cunoștința Lui. Și dorința mea este ca să ne unim în jurul acestei lucrări și în jurul oricărei lucrări pe care o face Domnul între noi și prin efortul nostru, prin dragostea noastră față de Domnul, să creștem lauda Lui pentru că este vrednic. Amin. Sub tronul său,
Iar acolo noapte nu-i Iisus slăvit, El e lumina Lui. Iar sfinții în cer dau laudă neîncetat, El e vrednic, vrednic împărat. Vreau să ajung în acel loc slăvit, în cetatea de sus. Am gândit și eu în după amiaza aceasta la
Moise și la educația lui grozavă, zilele care, în care a trăit, găsim în Fapte, capitolul 7, versetul 22. Zice că Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Dar dacă vreunul dintre noi crede cumva că această educație nemaipomenită a fost ceea ce l-a înălțat și l-a făcut un erou al Bibliei și al istoriei, ne înșelăm. În Evrei, capitolul 11, versetele 24 și 26, spune că prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre lăsplătire. Secretul care l-a înălțat pe Moise și este ceea ce știm și îl cunoaștem noi și îl vom cunoaște și mai bine când vom ajunge acasă, secretul a fost credința lui, a fost suferința lui, ocara lui Hristos pe care a ales-o de bunăvoie, faptul că a avut ochii pironiți spre o răsplătire. Deci nu vreau să spun că educația și academia de care a avut parte n-au avut valoare. 40 de ani a fost educat în școala Egiptului, care a fost în zilele acelea cea mai înaltă educație. Dar Dumnezeu l-a dus în pustie încă 40 de ani ca să-i sfințească viața și cunoștințele, sufletul și să-l pregătească pentru lucrare mult mai măreață. Aș vrea să vă spun că în școala noastră avem în vedere aceste lucruri. Deci nu sacrificăm academia, dar avem în vedere sufletul copiilor. Și vă spun sincer că știu lucrul acesta din proprie experiență, că Dumnezeu nu lucrează la sufletele copiilor ocolindu-le pe al noastre. Academia de care au ei parte este greu. Este greu să înveți, deci toată lumea știe că este o muncă asiduă. Dar este ușor să înțelegeți despre ce-i vorba. Muzica, matematica, literatura, gramatica, toate lucrurile acestea sunt de fapt creația lui Dumnezeu. Și cine mai mult decât noi copiii lui suntem îndreptățiți să ne apropiem și să învățăm noi și să învățăm pe ei? De ce să dăm lucrarea aceasta pe mâna celor care sunt neștiutori? Și nu numai că sunt neștiutori, acum cu toții știm, ei pe față îndepărtează pe Dumnezeu din cunoștințe, din academie. Biblia spune că cine nu intră pe ușă este un hoț și un tâlhar. Și copiii dumneavoastră care sunt niște mielușei, fragezi, sunt învățați de oameni care îl elimină pe Domnul Iisus. În școala publică mă refer. Și poate că, hai să zicem, sunt și profesori cu teamă de Dumnezeu acolo, dar sistemul de învățământ secular din ziua de astăzi este bazat pe o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a rânduielilor lui. Deci cu toții știm lucrul acesta, nu e un lucru nou. Aș vrea doar să vă încurajez să nu considerați doar ca o opțiune vagă. Este o obligație care o aveți ca și părinți și mă bucur că pentru copiii noștri am făcut această decizie și mi s-a dat ocazia, a doua șansă, să pledez pentru o educație creștină. Că mi s-a mulțit familia și avem încă o tură de copii mici. Și vă spun că asta e lucrul cel mai prețios. Deci nu academia în sine, ci educația sufletelor lor și a caracterelor lor care o vor duce cu ei în veșnicie și care va onora pe Dumnezeu toată viața. Mulțumesc Domnului pentru toți studenții care văd aici și care nu sunt aici. Rugăciunea noastră a profesorilor este ca niciunul să nu se piardă. Iar dacă unii se depărtează pentru o vreme, știm precis că vor veni înapoi. Și Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Să știți că în fiecare vineri, fratele Marius predă gimnastică, educație fizică, de la ora de părtășie, are dorința și plăcerea să pomenească generațiile trecute care au graduat cu ani de zile în urmă și ne rugăm pe nume pentru mulți. Pentru unii care încă șchiopătează pe cale, pentru alții care sunt
successful, toți sunt pomeniți și sunt pe inimile noastre și Dumnezeu nu lasă rugăciunile Sfinților neascultate. Și slăvim numele Lui. Amin. Sunt impresionat de dedicarea cu care profesorii școlii, acesteia școlii Logos își fac datoria față de Domnul, față de dumneavoastră, față de copiii pe care i-ați încredințat. Sunt impresionat de spiritul lor de sacrificiu și de felul în care într-adevăr fac lucrarea aceasta cu abnegație și cu sacrificiu. Le datorăm așa de mult. Așa cum am anunțat de dimineață, în seara aceasta vom face două strângeri de daruri. Prima dintre ele va fi o strângere de daruri în folosul profesorilor de la școala Logos, de la Logos Christian Academy. În fiecare an se duc nu ca să se distreze, ci se duc ca să devină profesori mai buni. Se duc la o conferință de reciclare, de development, în care învață cum să educe copiii mai bine și în anul acesta ar dori să facă același lucru. Conferința este mai scumpă de data aceasta și dorim să îi ajutăm să devină profesori mai buni. Așa că prima strângere de daruri va fi în folosul dumneavoastră ca să poată să meargă la această conferință. Și vom aduce darurile noastre, nu le dăm bani la profesori, fraților. Aducem darurile noastre Domnului. Noi Domnului le dedicăm și apoi în lucrarea Domnului vor fi folosite. Cu scopul acesta precis de a facilita participarea la conferința profesorilor. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului cu aceste daruri pe care le aducem de bunăvoie și cu bucurie Domnului și în timpul acesta să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Oh!
Peace, we have come to pray and to seek the Lord today for salvation from His hand, for the healing of our land. Let us pray.
For we have placed all our hopes in Thee. For our sin we repent, O Lord. We believe Your holy word. Have mercy, Lord, we pray, and take all our sins away. Kyrie. Pace. În seara aceasta mi s-a dat mie sarcina să am predicat de o oră și așa că vă rog să vă pregătiți sufletește. Dar deoarece nu mai avem acea oră la dispoziție, o vom tăia în patru și apoi vom scurta și de acolo câte ceva și voi avea un scurt mesaj cu ocazia acestei sărbători extraordinare. Aș vrea să încep prin a spune că în seara aceasta am greșit, nu mi-am adus pălăria. Era un obicei în trecut ca bărbații să poarte pălărie pentru a putea da onoare. Și un obicei biblic, în cer vom avea coroane ca să putem da Domnului onoare. Să putem să avem ceva care să ridicăm de pe cap și să-i dăm lui în semn de onoare. Și
În seara aceasta, în fața lui, ar trebui să-mi ridic pălăria. În primul rând, coroana, ce o vrea să-mi dea Domnul, și în fața atâtor oameni. Pentru că numai asemenea ocazie îți dai seama de câți oameni se folosește Domnul ca să aducă în ființă o astfel de lucrare. Amin. Domnul să fie slăvit pentru lucrul acesta și binecuvântarea lui să vină peste dumneavoastră, peste toți. Stelian, alți absolvenți ai școlii, Michael, văd atâtea fețe, nu vreau să îi numesc pe toți, profesorii mei cu care torcesc hainele pe aceleași bănci în școala aceasta de atâția ani. Slavă Domnului pentru credincioșia lor și a părinților care participă. Mesajul meu deja a fost predicat într-un fel de fratele Vali Gabor și se numește Ultima Ușă. Există un singur verset pe care vi-l aduc în vedere și pentru ca să nu mai creăm deranj, nu vreau să vă mai ridicați, vi-l citesc, se găsește în Geneza, capitolul 7, versetul 16, care spune așa: cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeului Noe. Apoi, Domnul a închis ușa după el. Și apoi a venit potopul. Și aveam trei puncte, vi le spun, nu vi le predic. Unul era că au existat multe uși deschise înainte de potop. Pentru foarte, foarte mulți ani au fost patriarhii înainte de potop care umblau cu Domnul și care îl predicau și a fost pace de la Adam la Metusala, mulți ani de pace și cunoștință de Dumnezeu. Dar apoi, rând pe rând, aceste uși s-au închis, s-au împuținat. Oamenii care îl predicau pe Dumnezeu și care umblau cu el s-au împuținat. Până când a ajuns un moment în care numai Noe a mai găsit favor în fața Domnului și acesta ar fi fost al treilea punct, a rămas o singură ușă și Dumnezeu a închis-o și pe aceea. Și întrebarea mea e: ce corespondență există, dacă există vreuna, între această istorie și vremurile de astăzi? Există vreuna? Asigurat există, pentru că Domnul Iisus însuși spune că în vremurile de în urmă va fi ca atunci, la început, când toți se măritau, vindeau, cumpărau, se ocupau de toate lucrurile, până când a intrat Noe în corabie și apoi s-a terminat. Și lucrul acesta îmi stă pe inimă și vreau să mă refer numai la acest ultim punct, la faptul că mai există puține uși deschise, frați și surori, în ziua de astăzi. Și una dintre ele, să știți că este școala aceasta. Și orice școală creștină care este credincioasă. Și mulțumesc fratelui Opriș și tuturor celorlalți părinți care au găsit o astfel de ușă deschisă pentru copiii lor. Eu o știu pe a mea și ca și Pavel îmi laud slujba mea. E o ușă deschisă către cer, dintre puținele, și nu știm câtă vreme. În alte școli necreștine, cu adevărat, această ușă nu este numai închisă, este și baricadată. Evanghelia nu numai că nu se propovăduiește, dar este bagiocorită constant. Și cei ce o pomenesc sunt îndepărtați. Gândiți-vă la Roni, ce a pățit în școală când a încercat numai să se roage la masă. La ora actuală există un concert de forțe, v-au spus aici frați, surori, în mărturiile lor, în societate, în domeniul politic, cultural, artistic, folcloric, economic, mass media, științific, toate cu punct de aplicare în școală, în educație, sub deghizarea științelor și a dezvoltării multilaterale. Vă aduceți aminte de cuvântul acesta? Oare unde am mai auzit cuvântul? De malformare a omului în creștere, a copilului, și de transformarea lui într-un zombioid, ce nu mai gândește, nu e capabil de o adevărată logică și care este surd la orice lucru spiritual, fiind acordat în schimb pe noile frecvențe ale societății. Vreau să vă spun mai mult de la alții decât de la mine. Există un studiu făcut de Barna, grupul Barna, foarte documentat, în 2006, un studiu statistic care arată că există tendințe absolut îngrijorătoare pentru adolescenții de astăzi. La nivelul acelui an 2006, ele arătau că majoritatea adolescenților, peste 60% odată ce au ajuns la facultate, deci după ce termină liceul, sau la vârsta de peste 20 de ani, dacă nu se duc la facultate, părăsesc efectiv biserica. Cum spune noi, o răresc cu biserica. Deși nu se lasă de creștinism, niciodată nu spun că ei nu sunt creștini, ei rămân creștini, dar o răresc cu biserica. Cu alte cuvinte, deși spun cu vorbele că îl urmează pe Domnul Iisus, nu mai arată cu fapta acest lucru. Concluzia celui ce a condus studiul, și numele lui este David Kinnaman, găsiți studiul la barna.org,
Most 20-something put Christianity on the shelf. This is what he says. Și concluzia lui este următoarea. Cea mai mare parte a slujirii bisericilor din SUA față de adolescenți are nevoie de o revizuire generală. Nu din cauză că bisericile nu ar atrage număr suficient tineri, ci din cauză că aceste eforturi nu reușesc să creeze o credință durabilă care să traverseze dincolo de anii de liceu. Cu alte cuvinte, copiii ascultă pentru că n-au încotro, dar când ajung pe picioarele lor, își fac ceea ce de fapt au învățat să facă. Există fără îndoială slujiri de tineret care sunt eficiente, dar nivelul de dezangajare revelat de studiul acesta între cei de peste 20 de ani sugerează că majoritatea slujirilor de tineret ratează fatal în domeniul ucenicizării și al formării adevăratei credințe. Un nou standard, mai bun, spune Kinnaman, a slujirilor cu tineri ar trebui să fie focalizat nu pe numărul celor ce sunt atrași, nu pe cât de sofisticate și elaborate și dotate sunt evenimentele programate, nici măcar pe factorul de coolism sau cât de cool este grupul pe care pun accent cei mai mulți în ziua de astăzi, ci pe nivelul de dedicare pe care îl produce, nivelul de pasiune pe care îl induce și nivelul de resurse și pricepere pe care îl aduce în viața acestor tineri de a-L urma în mod intenționat și din toată inima pe Domnul Iisus și după ce părăsesc cuibul grupului de tineret, adică după anii de liceu. Liderul strategiei grupului Barna, acest David Kinnaman, a explicat că nu e cu totul surprinzător faptul că o transformare spirituală adâncă și durabilă, reală, nota mea, nu se mai întâmplă prea des între adolescenți, pentru că ea este rezultatul unei munci intense la orice vârstă, dar amită în adolescență, cu toate impulsurile centrifuge caracteristice acestei vârste. Această transformare nu se întâmplă, ea trebuie produsă. Și deoarece cel mai adesea credința tinerilor oglindește intensitatea credinței părinților lor, păstorii de tineret au de a face cu dificultăți aproape insurmontabile, deoarece încearcă să-i antreneze în lucruri spirituale adânce pe care tinerii nu le primesc de acasă, acolo unde ar trebui, nu le primesc suficient în biserică pentru că este timpul scurt și cu niciun chip nu le primesc în școala publică. O ultimă observație a lui Kinnaman este aceea că una din cheile succesului, deci implicit una din ușile către cer cu tinerii, este aceea de a-i antrena să gândească și să acționeze față de situațiile reale din viață cotidiene dintr-un punct de vedere biblic. Aceasta nu are de a face atât cu cunoștința intelectuală a Scripturii, cât cu a-i ajuta practic să răspundă cu decizii și fapte bazate pe principiile Scripturii situațiilor de zi cu zi. De asemenea, am observat că slujirile de tineret nu operează în mod izolat pe tineri, deci numai pe tineri doar, ci ele trebuie să angreneze și părinții în a-i antrena cum să-și crească tinerii, pentru ca slujirea să fie eficientă. Acest citat din David Kinnaman, să știți că descrie perfect una din ultimele uși deschise în societatea actuală către țara de dincolo de negură, școala creștină și pentru noi școala noastră. Școala este aceea care prin excelență are oportunitatea, timpul, atenția, dedicarea, cunoștința și chemarea de a implementa în mare măsură aceste strategii. După familie și biserică, presupunând că aceștia își fac datoria, bine datoria, școala este al treilea val. Și un val foarte important, care poate să dărâme sau poate să întărească și să ridice foarte sus pe cei care merg pe acest val. Și Domnul încă ține această ușă deschisă în Statele Unite, numai în Statele Unite. În alte țări unde s-a închis, biserica a murit și credința aproape că a dispărut în Europa și tineri credincioși nu prea mai găsești. Școala creștină își propune intenționat și muncește la aceasta consecvent, 7 ore pe zi, 5 zile pe săptămână și chiar mai mult, prin homework-ul, prin studiul pe care îl dă elevilor, încă își întinde brațul dincolo de cele 7 ore de școală, ca să producă această transformare adâncă și durabilă în credința copilului, în copilului care îi se încredințează. În trecut, toate școlile din Statele Unite, chiar cele publice, erau eminamente creștine, pentru că fuseseră înființate de creștini și de aceea
au și fost numite, numai aici în Statele Unite, au fost numite Alma Mater, care înseamnă mamă hrănitoare sau mamă iubitoare. Pentru că asta făceau, îi hrăneau în credință. Astăzi însă în astfel de locuri copiii sunt îndoctrinați sistematic cu anticreștinism, cu toleranță față de păcat, cu idei ce le mută nu numai punctul focal al vieții de la lucrurile spirituale la cele materiale, dar și îi surzește față de Evanghelia Domnului Iisus, așa încât nu mai pot să priceapă și nu mai pot să audă și cu niciun chip nici nu vor să încerce să aplice Evanghelia în mod practic. În școala noastră lucrurile sunt la polul opus. La fel ca în toate școlile creștine bune. Aici, scopul declarat al școlii este să învățăm și să-i antrenăm pe copii cum să umble în mod practic cu Domnul Iisus. 5 zile pe săptămână, 7 ore pe zi și mai mult de atât. Aici sunt învățați de ce credem ceea ce credem, cu mult mai mult decât se poate face la biserică, din cauza timpului și din cauza expunerii pe care o au față de profesori antrenați și care își petrec timpul lămurind aceste lucruri. Ei sunt învățați cum să-și apere credința când este atacată, fie de duhurile răutății din locurile înalte, fie de oamenii răi de pe pământ. Aici sunt învățați umilința, sunt învățați cum să slujească, cum să definească adevărata știință și să distingă între adevărata știință și cea pe nedrept numită așa, sau cele pe nedrept numite așa. Citiți în 1 Timotei 6:20, acea știință întotdeauna se opune credinței în Dumnezeu. Aici sunt purtați pe brațe de rugăciune și când sunt în școală și după ce au terminat școala. Și aici Domnul Iisus Hristos vine în fiecare dimineață, la 9:20 are întâlnire cu noi profesorii în cancelarie și mai târziu în toate clasele unde se roagă profesorii atunci când încep orele, ca să ne binecuvinteze. Nu e de mirare că cei ce intră pe această ușă, una din ultimele rămase deschise, școala creștină, dacă sunt serioși și ajutați de celelalte două valuri, familia și biserica, ajung să se îndrăgostească cu adevărat de Domnul Iisus și să-și adâncească mult credința în statornicia slujirii în biserică. Aici îi vedeți. Nu vor pleca de aici, aici vor sta. Vor trece testul Barna, vor dărâma statistica. La această 20-a aniversare îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, pentru că până acum a fost credincios față de noi. Îi mulțumim, îi dăm toată slava Lui. El ne-a ținut în ființă și ne-a dus până aici. Și ne rugăm să țină deschis această ușă pentru alții care încă așteaptă lucrul acesta din familiile noastre și chiar și din lume. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Amin.
stand for freedom's dream. Let freedom ring, never mind the whining. Build freedom into every fiber of creation, and he meant for us to all be free and whole. Oh, but when my Lord bought freedom with a blood of his redemption, his cross and pardon on my very soul. Am început săptămâna bine și sper să o continuăm tot așa, cu ajutorul Domnului. Și n-am să iau mai mult timp anunțând serviciile. Știm serviciile acestea. Vreau să vă rog să participați cu râvnă,
să fiți prezenți și să fiți la timp, să fim cu toții prezenți și la timp în toate aceste servicii care sunt, frați și surori, îndurarea lui Dumnezeu față de noi. E un privilegiu să putem să venim la biserică și să avem toate aceste binecuvântări pregătite pentru noi, așteptând pentru noi. Și fiind la rândul nostru o binecuvântare pentru alții, zidindu-ne unii pe alții, slujindu-ne unii pe alții și onorând pe Domnul. Fratele Daniel dorește să facă unele anunțuri. Am în mână o carte care e rodul muncii de destul de îndelungată vreme a fratelui Sandu Dobrescu, intitulată Învățătura despre nașterea din nou. E a treia ediție, așa că ceea ce spune că cartea este apreciată și tezaurizată de unii. Dacă o doriți, fratele vă pune la dispoziție la sfârșit, costă $5, va nimeni la misiune. Dacă n-aveți, fratele oferă gratuit, toți cei care doriți puteți să o primiți. Iarăși, pentru că suntem la punctul ăsta, cu elevii, cu profesorii, vă reamintesc că avem două cărți ale elevilor, poezie și profesorul, poezie scrisă de elevii și profesorii școlii, cât de bune sunt, vă las pe dumneavoastră să verificați dacă le citiți. În primăvara asta ne-a vizitat un medic din România și l-am rugat să ducă primul volum din România, că nu mai aveam aici, și mi-a dus vreo 100 de bucăți și zice el, soția mea își cere iertare, pentru că în momentul în care le-am luat de la depozit, zice, și a văzut volumul ăsta și l-a răsfăit, a zis, neapărat vreau să am volumul ăsta, pentru că așa de mult îmi plac poeziile. Și a fost slavă Domnului. Urmează să apară al treilea volum în zilele următoare, dacă le doriți pe acestea două, sunt acolo la ieșire, orice donație faceți și dacă nu aveți bani, luați-le. Iubirea noastră pentru școală, rugăciunile pentru școală sunt apreciate. Domnul să vă binecuvânteze. Și acum una mai mare. Școala are nevoie și de un playground, un loc unde copiii să se poată juca. 30.000 costă acest playground, banii s-au adunat, acum avem nevoie de 4.000. Dacă Domnul vă pune ceva pe inimă să doriți în seara aceasta, Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim însă tuturor celor care se roagă și susțin această lucrare. Știm că Domnul va răsplăti orice contribuție la educația unor copii, până și un pahar cu apă. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Așa cum am anunțat mai din timp și în seara aceasta, vom avea o a doua strângere de daruri, care este din nou dedicată Domnului pentru bunul mers al lucrării și pentru cheltuielile asociate cu mersul lucrării în biserică. Vom aduce darurile noastre Domnului în timp ce vom slăvi pe Domnul cu o cântare. Haideți să ne ridicăm și să facem lucrul acesta. Închinare și
Este Domnul să primească lauda și slava și închinarea și cinstea și toate lucrurile, pentru că El este Salvatorul nostru și prin sângele Lui ne-a răscumpărat. Slavă Lui! Ocupați locurile! Îmi revine mie sarcina să predic a doua predică de oră în seara aceasta, așa că vă rog să fiți răbdători. Ne-am adunat în seara aceasta cu un scop impresionant, scopul de a ne ruga pentru școală. În an nou școlar avem nevoie ca această instituție să fie susținută nu doar prin dărnicia dumneavoastră, ci mai ales prin rugăciunile dumneavoastră. Și în seara aceasta, în mod special, ne vom ruga pentru elevi, pentru profesori. În fața profesorului stă o sarcină deosebită, o sarcină de a produce studenți excelenți. Și ne bucurăm că în seara aceasta au dovedit că Domnul i-a binecuvântat și sunt excelenți din multe puncte de vedere. Domnul să-i binecuvânteze în continuare, amin, să arate această excelență în viață. În fața profesorului stă sarcina de a produce oameni. Oameni cu adevărat. Sarcina dificilă. Vor putea să o îndeplinească? Un oarecare părinte a venit la un profesor de muzică și a spus: copilul meu dă semne că este dotat pentru muzică. Și aș vrea să scos din el ceva, o personalitate în domeniul muzicii, un muzician excelent. Cum vei putea să-l motivezi pe acest copil ca în loc să se joace toată ziua, să studieze și să ajungă un mare muzician? Și profesorul a luat pe copil deoparte, l-a întrebat cât de mult îi place muzica, copilul l-a asigurat că îi place foarte mult, avea deja instrumentul cumpărat și apoi a pus să vadă un videoclip cu Ruggiero Ricci, violonist extraordinar, poate singurul care poate să-l cânte pe Paganini, cu o bucată de Paganini. Și copilul a devenit așa de entuziasmat de ceea ce a văzut și a spus: și eu voi fi într-o zi un astfel de violonist. Și au venit și vremurile când a fost tentat să plece la joacă cu prieteni, activități tentante, ispititoare. Și clipe acelea profesorul aduce aminte de idealul lui, de dorința lui. Știți că lucrul acesta este o realitate în orice domeniu unde se urmărește excelența. Sportivi ajung undeva pentru că au în fața lor un model, un ideal pe care l-au văzut, l-au observat și pe care doresc să-l atingă. Lucrul ăsta se întâmplă mereu în familiile noastre și exemplul care îl dau este din familia mea, nu pentru că vreau să mă laud, ci pentru că îl cunosc. L-ați văzut pe copilul nostru cel mare. Mă bucur că este medic, dar nu atât pentru că e medic, ci mă bucur pentru că iubește ceea ce face. Când m-am dus la el acasă, mi-a scos toate modelele acelea de mâini, de oase, de fracturi și mi-a spus: uite, în felul acesta lucrăm, asta e tehnologia, așa reparăm oasele copiilor, așa procedăm, uite aici cum au fost, uite cum i-am scos pe copiii ăștia. Și sunt așa de mulțumit că are nu o carieră, ci are o pasiune cu care trăiește și poate să ajute pe alții. Cine l-a motivat? În anul 2 de facultate a avut un accident și și-a rupt ligamentele la genunchi și s-a dus la operație. Și medicul care urma să facă operația l-a întrebat: dar tu te-ai gândit ce vrei să fii în viață? Și a zis: nu. Și a spus medicul: n-ai vrea să vii să asiști la
operațiile mele de acum înainte. Și a descris ce face el și cum ajută pe copii și pe cei care sunt răniți și așa mai departe și cum poate să ajute pe acești pacienți și mai departe în viață și pe plan spiritual. Și băiatul nostru s-a dus mereu și mereu și mereu și a urmărit operațiile și a venit într-o zi acasă și a spus: mamă și tată, știu ce vreau să fiu. Vreau să fiu medic ortoped. Și au urmat zilele grele de muncă, ani grei de studiu și de practică. Se scoală la ora 4 dimineața, vine la 11, 12 sau pe unde ori nici nu mai vine acasă. Dar iubește ceea ce face. Pentru că un om a pus în el pasiune pentru această activitate. Și cum sarcina profesorilor este să producă excelență în elevi și să scoată din ei oameni, vor putea? Pot să vă spun că nici unul din noi nu suntem în stare să fim idealuri pentru acești copii. Nu suntem idealuri. Pe plan spiritual, nici unul nu suntem măsura lucrurilor. Dar îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care e măsura tuturor lucrurilor. Și acum, dacă elevii aceștia vor vedea în noi pasiune pentru Domnul Iisus, dacă ne vor vedea că vorbim cu entuziasm despre Mântuitorul și Învățătorul nostru, dacă vor vedea că noi venim din prezența Lui și am stat de vorbă cu El în fiecare zi înainte de a sta de vorbă cu ei și ei vor detecta în noi că l-avem pe Domnul Iisus ca ideal, vor fi și ei contaminați de acest ideal pentru Domnul Iisus Hristos. Și vor deveni excelenți și vor fi oameni, indiferent ce meserie vor avea în viață. Și rugăciunea mea pentru profesor este aceasta, ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, nu numai profesor, ci și părinți și credincioși, să-L reflectăm în toată frumusețea pe Domnul Iisus Hristos, ca în felul acesta și copiii noștri să-L cunoască, să-L iubească și să-L urmeze. Amin. Și acum vom încheia cu exact ceea ce ne-am propus să facem. Invit aici pe fratele Nelu Ciupuligă în față și pe fratele Nelu Stoica. Dânsii se vor ruga pentru profesori. Aș dori să ne ridicăm cu toții pentru ca să ne economisim timpul. Nu-i mai rog să se mute de unde sunt și să vină în față pe profesori, ci numai pe cei doi care se vor ruga. Și dumneavoastră să-i purtați în gândurile voastre, în inima dumneavoastră, pentru noul an care ne stă în față. Sunt profesorii de la școala de muzică, sunt profesorii de la școala noastră, din alte școli chiar, și părinții copiilor. Doamne Dumnezeul nostru, suntem înaintea Ta în această seară, toți împreună, să recunoaștem că mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne. Și în mod deosebit în această seară, ochiul nostru vede bine lucrul acesta, Doamne. Și, Doamne, ne punem întrebarea aceasta, oare de ce harul Tău este nemăsurat față de noi, față de locul acesta? Și înțelegem bunătatea și dragostea pe care Ți-ai arătat-o față de noi. Doamne, dorim să ne lucrăm pentru lucrarea aceasta care ne-a încredințat-o nouă în locul acesta, Doamne. Și cum am putea, Doamne, pentru că suntem neștiutori și nu știm ce să cerem, Doamne, înaintea Ta. De aceea, Doamne, mă gândesc la cuvântul Tău, Doamne, și doresc să mă gândesc și să mă rog așa cum s-a lucrat și prorocul Habacuc. Doamne, însuflețește-ți lucrarea în decursul vremurilor, în locul acesta, în mod special, Doamne. Și cum ai putea, Doamne, să-ți însuflețești lucrarea aceasta decât făcând ca Duhul Tău cel Sfânt, care L-ai pus să locuiască în noi, să lucreze cu putere în locul acesta, Doamne. Și, Doamne, mă rog în primul rând ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să nască suflete din nou în locul acesta, Doamne, și să facă lucrul acesta începând din școală în viața copiilor care intră în locul acesta. Fă-i, Doamne, să fie receptivi la cuvântul Tău, Doamne, și cuvântul Tău, într-adevăr, să-și împlinească menirea în viața lor și să-i nască din nou pentru Tine. Mă rog, Doamne, pentru o pasiune în trăire, Doamne, o pasiune în trăire în sfințenie, o trăire deosebită, și fă ca lucrul acesta să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi, noi ca părinți, Doamne, și profesorii, Doamne, și toți cei care sunt în locul acesta, să fie pasionați, Doamne, de o trăire deosebită, o trăire exemplare, acea sare și lumină, acel lucru deosebit, Doamne, care îi face pe oameni să fie atrași, Doamne, și astfel să vină și ei în contact cu Tine, Doamne, cu bunătatea și cu dragostea Ta. Doamne, binecuvintează în mod deosebit
profesorii care sunt în școala aceasta, fă să fie pasionați de lucrarea la care i-ai chemat, Doamne, fă să fie gata, Doamne, să aibă perspective deosebite de lucrare, Doamne, să știe să le implementeze în școală și ar fă să facă locul acesta, Doamne, un loc eficient în care voia ta să se împlinească în școală, Doamne. Doamne, te rog și pentru noi ca și biserică, ajută-ne, Doamne, să rămânem în continuare în jurul lucrării tale în ceea ce privește școala. Ajută-ne, Doamne, să-i purtăm în rugăciunile noastre, Doamne. Ajută-ne să-i sprijinim cu tot ceea ce ne-ai dat, Doamne. Te rog în mod special pentru părinții care au fost în această seară împreună cu noi, Doamne. Doamne, te rugăm să le răsplătești efortul acesta și dorința lor de a avea copii pentru împărăția ta, Doamne. Te rog, Doamne, să ne ajuți pe fiecare dintre noi cu care ne confruntăm cu probleme financiare, în mod special pe cei care sunt descurajați și poate ezită să-și pună copiii în școală datorită problemelor financiare. Doamne, fii Tu acela care să-i încurajezi, Doamne, și ca să asiguri resursele în continuare, pentru ca într-adevăr școala aceasta să se poată susține în continuare și să meargă înainte. Doamne, mulțumim încă o dată pentru ușa aceasta care continuă să fie deschisă în locul acesta. Te rog să lucrezi prin Duhul Tău ca multe inimi să vadă ușa deschisă, Doamne, și să intre în ea. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm lucrurile acestea. Amin. Amin. La sfârșitul acestei zile de sărbătoare, ce am putea să-ți mai spunem decât slăvi să-ți fie numele Tău? Te binecuvântăm, Tată Ceresc, pentru că vedem lucrarea Ta cum înaintează în biruință, slăvi să-ți fie numele. Doamne Tată, suntem aici ca să-ți dăm slavă pentru fiecare lucru. Și mai întâi vrem să-ți mulțumim pentru harul Tău pe care l-ai revărsat peste viețile noastre, pentru ziua care ne-a ales să fim copiii Tăi. Îți mulțumim, Doamne, căci prin bunătatea și îndurarea Ta ai născut un popor în locul acesta care să-ți poarte numele. Doamne, îți mulțumim acum de biruința pe care ai dat-o școlii din locul acesta, Doamne. Îți mulțumim că ai pus în ea oameni care au știut să sădească în inima copiilor numele Tău, să te prezinte pe Tine ca Domn, ca Dumnezeu, ca tot puternic. De aceea, Doamne, vrem să Te rugăm într-o vreme ca aceasta, ca harul Tău să se împânzească în continuare și numele Tău să devină puternic în inima copiilor, în inima școlii creștine de aici, Doamne. Doamne, Te rog să iei fiecare profesor în mâna Ta, să-i modelezi inima, să-i modelezi mintea, să-l modelezi în caracter pentru ca copiii de aici să vadă în ei pe Hristos și așa să fie determinat să Te slujească pe Tine. Doamne, am auzit aici că copiii sunt o binecuvântare și binecuvântează pe profesori și profesorii invers. Doamne, fă ca împreună să Te binecuvinteze pe Tine. Doamne, Te implorăm ca în continuare Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru. Te rugăm în momentele grele, Tu să fii acela care să aduci lumină. În momente de dezamăgire, Tu să fii acela care să dai încurajare. Și, Doamne, Te rugăm să rămâi Tu la cârma acestui bord al școlii, pentru ca lucrarea de aici să fie de slavă și numele Tău să fie proslăvit. Doamne, ne încredințăm pe noi, ne încredințăm școala, elevii, profesorii, totul în mâna Ta și Tu să fii acela care să ne porți din biruință în binurință până în ziua când ne vom întâlni cu Tine. În numele Domnului Iisus Ți-am cerut toate acestea și Îți mulțumim. Amin. Și harul minunat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea nesfârșită a Tatălui Ceresc și părtășia de care avem nevoie fiecare dată a Duhului Tău cel Sfânt să fie și să rămână cu fiecare din răscumpărații Tăi din locul acesta și pretutinde pe unde ai strâns într-un popor al Tău pe cei răscumpărați. Slavă Ție pentru toate. Amin. Amin. Domnul să o binecuvânteze din Sion. Amin.